Bună, sunt Cristina, sunt alături de Dani de la Royal Eagles. Bună, Dani! Bună! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? Ce pot să spun? Din cauza la căldura asta, n-am mai jucat la capacitate maximă și am primit un gol la Iurea, ne-am relaxat și am luat o căruță de goluri. Povestește-ne puțin, din punctul tău de vedere, cum s-a desfășurat meciul în prima repriză și în a doua repriză. În prima repriză a fost un ritm destul de bun, în a doua repriză ne-am moleșit și ne-am ajutat nimic. Sunteți dezamăgiți de acest rezultat? Pe mine mi-a spus un coleg că sunt slab adversari în seara asta și de-aia ne-am relaxat și ne-am ajutat nimic. Ce crezi că v-a lipsit vă în seara aceasta? Determinare. Ce crezi că au avut adversari în seara aceasta în plus? Față de noi n-au avut nimic în plus, că se vede de la o poștă vorba aia, că sunt mai slab decât noi, dar n-am jucat mai nimic în seara asta și s-a văzut rezultatul final. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare. Te pup. Seară bună. Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei, să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com, să le mulțumim sponsorilor de la Civita Stars. Vă pup! O seară bună!